numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acest neam de demoni nu este decât numai cu rugăciune și cu post. Iubiți credincioși, suntem în postul închinat Maicii Domnului, postul închinat praznicului cel mai mare al Maicii Domnului, adormirea Maicii Domnului, și suntem în duminica a 10-a după Rusalii, iar la Sfânta Liturghie am ascultat Evanghelia în care ni se relatează despre vindecarea unui tânăr, unui adolescent, care era bolnav de o boală grea, și anume îndrăcirea. Mântuitorul Iisus Hristos a pogorât de pe muntele Tabor, împreună cu ucenicii Săi, care au urcat muntele cel Sfânt, Petru, Iacob și Ioan, pentru ca să aibă loc pe munte schimbarea la față. Praznicul acesta a fost sărbătorit de noi, de biserică, 6 august, joi. La poalele muntelui Tabor se strânsese o mulțime considerabilă de oameni care se sfădeau cu apostolii. Era zarbă mare. Imaginați-vă cât contrast între liniștea, bucuria, pacea care a inundat sufletele apostolilor care au participat la acest eveniment unic, cu semnificații profunde în viața creștină, a schimbării la față, și gălăgia, zgomotul, tulburarea care la poalele muntelui se desfășura și ea în sufletele ucenicilor care au rămas la poalele muntelui, intrați în dispută cu cărturarii, cu cei care se ocupau cu tâlcuirea legii Vechiului Testament. Care era pricina disputei? Ni se spune în Evanghelia după Matei, ca de altfel în toate cele trei Evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, că un tată și-a adus pe unicul său copil bolnav, posedat de un duh mut, care l-a aruncat și în foc și în apă, dorind să-l omoare, l-a adus la ucenicii Mântuitorului. Ucenici care primiseră mandatul și puterea să scoată demoni din oameni. Și totuși ucenicii n-au fost în stare să exorcizeze, să înlăture, să scoată demonul din copil. Văzând aceasta, cărturarii care abia așteptau un moment de ca acesta, au început să cârtească la adresa ucenicilor și indirect la adresa Mântuitorului, spunând, vedeți că nu are chiar toată puterea. Nu e chiar Dumnezeu, adică. Ei bine, acum gândiți-vă când ucenicii, cei trei împreună cu Mântuitorul, au pogorât de pe munte. Toate privirile celor de la poalele muntelui erau îndreptate spre Iisus. Erau și pline de frică inimile, deoarece despre El indirect vorbeau cărturarii, despre Iisus. Și atunci Mântuitorul, văzând mulțimea adunată și care era și tulburată, la un moment dat este întâmpinat în mod special de acest tată. Tată sărman, care îi relatează problema lui.
și îl roagă dacă poate să facă ceva, să ajute cu ceva. Dacă poți ceva, Învățătorule, ajută-ne, fie-ți milă de noi. Dacă poți ceva. Sau de poți ceva. Și atunci Mântuitorul, văzând atâta puțină credință, în cărturar nu mai vorbim, dar și în ucenicii săi, văzând puțină credință și în acest tată sărman, care s-a introdus cu dubitativul, dacă poți ceva, toate aceste îndoieli, după ce au văzut atâtea minuni, atâtea exorcizări, în special, plin de amărăciune și dojenind totuși blând pe cei prezenți, a zis Mântuitorul: O neam necredincios, până când voi fi cu voi? Până când vă voi îndura sau răbda pe voi? Dar după ce s-a exprimat această amărăciune vis-a-vis de puțina credință a celor prezenți în El, care făcuse atâtea minuni, totuși i-a spus tatălui să aducă copilul. Să aducă copilul la Iisus. Și când a fost adus acest tânăr, care era sub puterea demonică, Duhul cel rău l-a aruncat, l-a trântit la pământ, l-a zguduit. Fără ca Mântuitorul să zică ceva. O primă învățătură. Legat de aceste duhuri rele. Ele, chiar dacă se ocultează prin oameni, atunci când se întâlnesc cu sfințenia autentică, nu mai pot să se ascundă. Încep să se manifeste. Și ca să camufleze cumva, să nu-și dea oamenii seama că e vorba despre duhuri rele, fac un fel de spectacol, de tip boală spectaculoasă. Manifestarea acelui tânăr era asemănătoare ca unui epileptic. La un moment dat, oamenii zilelor noastre confundă adesea boala psihică, în speț aici epilepsia, cu îndrăcirea. Iată un prim criteriu, poate esențial, prin care putem să distingem între o boală psihică și o îndrăcire. Bolnavul psihic nu s-ar fi manifestat așa. N-ar fi căzut atunci în crize. Dimpotrivă, în prezența sfințeniei, bolnavul psihic se liniștește și se întărește. Iată un semn. Acest tânăr a început să se tulbure. L-a zguduit demonul, l-a aruncat la pământ. Mântuitorul vorbește direct cu demonul, care pusese stăpânire pe toate facultățile, pe toate puterile sufletești ale acestui tânăr. Și îi spune așa, poruncindu-i: Duh mut și surd, îți poruncești să ieși din el și în veac să nu mai intri în el. Moment în care Duhul îl aruncă, îl convulsionează într-un mod special și apoi îl trântește din nou la pământ, înțepenește și scoate spume la gură. Semnul asemănător cu epilepsia și apoi cade ca mort. Catalepsia. Vedeți? Oamenii zilelor noastre pun diagnostice. Mântuitorul, doctorul sufletelor și al trupurilor, în acest caz pune și el un diagnostic. Duh mut și surd. Cel care stăpânești făptura mea și pe care o desfigurezi, o strâmbi, o întuneci, ai îmbolnăvit-o, ai desființat-o, i-ai răpit conștiința de sine, i-ai răpit libertatea, ai pus stăpânire pe toate ale lui, sporcești, ieși din el și în veac să nu mai intri în el. Și așa a fost. Oamenii credeau că a murit copilul,
Mântuitorul s-a dus spre el și ca și cum l-ar fi ridicat din morți, ca și cum l-ar fi înviat, l-a luat de mână și l-a ridicat, dându-l părintelui său. Aceasta e minunea. Aceasta este vindecarea tânărului îndrăcit de un duh mut și surd. De un demon care din pruncie, ni se spune în Evanghelie, îl muncea pe acest copil, l-a aruncat și în foc și în apă, dorind să-l ardă și să-l înnece. Ni se spune de asemenea că avea crizele acestea, mai ales la mișcarea fazelor lunii. De aceea era numit lunatic. O să revenim de ce diavolul tocmai atunci crea aceste crize. Dar să continuăm. Ucenicii, după ce au văzut această minune săvârșită de Mântuitor, dar ne în stare să fie săvârșită și de ei, deși primiseră puterea, l-au întrebat deosebi. Învățătorule, Doamne, noi de ce n-am putut să scoatem demonul? Și Mântuitorul le spune, din pricina puținei voastre credințe. Și mai adaugă, acest neam de demoni nu poate să fie scos decât cu rugăciune și cu post. Așadar, credință ternică și statornică, post și rugăciune. Și faptul că există neam de demoni. Așa cum există ierarhii îngerești bune, există și ierarhii îngerești rele. Acest neam de demoni, adică rău și puternic, nu poate să fie scos cu una cu două. Trebuie credință puternică în Cel care are puterea asupra demonilor, adică în Dumnezeu, post, adică înfrânare, silință și stăruință în înfrânare și rugăciune puternică sau fierbinte, izvorâtă dintr-o credință de asemenea puternică. Doar acestea pot să facă ceva. Mântuitorul de aceea a spus la un moment dat Tatălui, de poți crede tu, toate sunt cu putință celui credincios. De poți crede. A zice să medităm pe scurt astăzi despre existența duhurilor rele. Despre posibilitatea îndrăcirii omului. Despre cum putem să scoatem din noi influențele demonice. Despre faptul că Dumnezeu îngăduie demonilor să existe și să lucreze. Și ne întrebăm de ce oare n-ar putea să-i stârpească odată. Mai întâi, existența demonilor este indubitabil că acest tânăr era îndrăcit. Că, adică, boala lui, epilepsia, era o lucrare demonică. Îl muțea și îl surzea, cum fac adesea demonii și cu oameni. N-aud cuvântul lui Dumnezeu, în sensul că nu-l înțeleg. Drumul, spunea Părintele Arsenie Boca, că cel mai lung drum din univers este între auz, ce intră pe ureche, și înțelegere, simțire cu inima. Cel mai lung drum. Adică un fel de demon de acesta care se interpune între ce aude omul și apoi nu înțelege, nu simte, face ce face, dar formal. Deci existența demonilor este încă o dată fără îndoială mărturisită de Sfânta Scriptură, de însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Nu de mult am vorbit despre scoaterea demonilor, mulților demoni, din doi îndrăciți în ținutul Gadara. Iubiți credincioși, aș vrea să luăm aminte cu toții. Viața noastră se desfiră între văzut și nevăzut. Între o realitate sensibilă
văzută, pipăibilă, și alta nevăzută. Dacă vedem, spre exemplu, o casă, o mașină, un calculator, o jucărie a unui copil, ne întrebăm, ce a fost mai întâi? A fost ceva văzut? A fost un plan al casei? A fost, dar numai înainte de plan? Totul pornește de la un gând. Apoi vine o idee. Se creează un concept. Se proiectează un plan. Se face un plan. Apare proiectul. Și abia apoi apare ceva vizibil pe o coală de hârtie, o schiță. Și ăsta e primul moment văzut. La început, la o bârșie, a fost gândul. Ceva nevăzut. Abia apoi, târziu, apare și casa, și mașina, și calculatorul, și jucăria copilului. Deci nu numai că ne desfirăm viața între nevăzut și văzut, ci trebuie să luăm aminte că văzutul și are ca izvor nevăzutul. La fel este și lumea duhurilor. Omul este o ființă, zicem noi în teologie, dihotomică. Adică suflet și trup. O parte văzută, trupul, și una nevăzută, sufletul. Indisolubil și indestructibil, până la urmă, create de Dumnezeu. Prin moarte ne despărțim, cumva, trupul intră în pământ. Se descompune sufletul, care este ireductibil, rămâne simplu în lumea duhurilor, bune sau rele. Iată că Mântuitorul îl numește pe demon duh și spune mut și surd după lucrarea lui nou. Îți poruncesc să ieși din el. Ce face demonul? Demonul se ascunde. Nu-și dă numele. Nu vrea să fie cunoscut. Lucrează, adică, în anonimat. N-are curaj să se arate. Are viclenie să se ascundă. El niciodată nu iese la vedere. Mereu lucrează din umbră. Ce credeți că diavolul, demonul, vrea să ascundă că există Dumnezeu? Nu. Nu aceasta este intenția lui. Dimpotrivă. Uitați-vă în statistici și o să vedeți că românii, spre exemplu, în marea lor majoritate, spun că ei cred în Dumnezeu. Cred că există Dumnezeu și ei spun că sunt credincioși. Dar faptele cum sunt? Arătăm noi că suntem credincioși? Se vede din fapte că românii sunt credincioși? Deci pe el nu-l interesează pe demon, sub nicio formă, dimpotrivă, îl interesează că oamenii să spună că există Dumnezeu. Pentru a fi trași la socoteală pe ei. Crezi că pe demon îl deranjează că omul vine la biserică? Sau că se spovedește? Sau că se împărtășește? Nu. Nu-l deranjează deloc. Dacă o face cum vrea el, demon. Adică în nesimțire. De formă. Adică nesocotind pe Dumnezeu. Așa se explică de ce unii vin la biserică și se comportă adesea ca și îndrăcitul. Când intră mai în față sau și în spate, chiar și când intră în mănăstire, îi apucă un duh. Nu știu dacă e mut sau surd, dar le dă o grabă.
să punem repede lumânarea, să luăm acatistul, să facem toată treaba cum scrie undeva și să plecăm la ale noastre. Ne-am făcut datoria. Alții chiar intră în biserică, stau un pic, dar numai o fâțâială. Să fâție de colo-colo. Vin grăbiți, unii vociferând, alții neatenți la telefon dacă ei s-au nu pornit. Și vin, unii dând chiar coate, ajungând în față, și chiar vin aici la ușă, la altar, să dea preotului ei personal, n-au încredere că ajunge acolo pomelnicul, să dea ei personal lumânărica și pomelnicul, ne răspunzând preotul din prima, chiar ciocăne. Haideți, părinte, odată că eu mă grăbesc. Dar ce tot faceți acolo? Părintele iese până la urmă de zi să tulbure. Mă rog, te întreb dacă oamenii aceștia sunt aduși de Dumnezeu sau de altceva. Dacă vin cu autocarul, sigur, gălăgie dublă, triplă. Acolo e și un ghid care știe tot. El dă lecții. Știe cum se comportă în biserică. Dar nu-i atent că, de fapt, când omul după jumătate de oră sau o oră sărmanul, acela care vine duminică de duminică, se străduiește să aibă puțină liniște, s-a conectat și el puțin cu Dumnezeu, dintr-o dată este acum dat peste cap de acești, așa zici, pelerini. Nu mai pelerini. N-au înțeles absolut nimic din creștinism. Mai grav, pervertesc ideea de credință. Și atunci de ziceam, îl deranjează pe diavol ca oamenii să creadă că există Dumnezeu sau să facă de formă cele ale credinței? Nu, chiar îi convine. Îi convine pentru că ce l-ar deranja pe el? L-ar deranja ca omul nu doar să admită că există Dumnezeu, că asta o face și demonul. Demonul crede că există Dumnezeu, crede și se cutremură, spune Scriptura. Pe el nu deranjează faptul că omul se dă credincios. Câți nu spun care sunt acum acasă că ei sunt credincioși? Că au credința lor. Și aceia care sunt în cârciumă. Și hoții zic, Doamne ajută când pleacă la furat. Dar ce credeți? Dar ce credeți că aceștia care fac tot felul de blestemății chiar, nu se roagă și ei în felul lor? Așa simte omul să se roage. Ce legătură au ei cu credința, cu Dumnezeu? Niciuna. Deci ce l-ar deranja pe demon? Legătura cu Dumnezeu. Aceea autentică. Aceea arde. Pentru că acolo vine harul. Și lui, demonului, nu e frică de cuvinte, de porunci, nu e frică nici de tămâie, dacă tămâia nu este simbolul rugăciunii, despre care vorbește Mântuitorul. Dar de ce vrăjitoarele, dar ce vrăjitoarele n-au tămâie? Dar n-au icoane? Dar n-au cruce la ele acolo? Dar n-au toate simbolurile creștine? Au te îndeamnă să vii la biserică vrăjitoarea? Nu te îndeamnă să te spovedești chiar? De ce oare? Pentru că vă spuneam, demonului nu este frică, dimpotrivă, vrea ca omul să facă cele ale lui Dumnezeu fără să știe ce face. De formă, fără pocăință, fără rugăciune fierbinte, fără o legătură strânsă vie cu Dumnezeu. Deci, aceasta îl deranjează, sfințenia. Ați văzut cât de mult l-a deranjat pe demon, că a început să-l cutremure pe copil, să-l zguduie, să-l arunce la pământ. Aceasta, cu adevărat, este pentru el un bici. Un bici de foc. Dar să mergem mai departe. Deci existența demonilor, a duhurilor rele și a lucrărilor. Deci cred că ați prins. Lucrarea lor este aceea de a se oculta, de a nu-și arăta prezența, nu-l deranjează că Dumnezeu există, mare o viclenie. Vrea ca oamenii să creadă că el, demonul, nu există. E o boală psihică. E o părere care exista draci. Deși nu se ferește ca să pună în gura omului cuvântul drac. Și chiar ca oamenii să folosească cât mai des. Asta-i convin. Să nu creadă că există draci. E, zic și eu așa, jurătura asta, dar nu din răutate. Eu o zic așa cum am obișnuit cu ea. În jurătura cu drăguiala. Nu o zic din răutate. Eu sunt un om bun de altfel. Păi convine demonului să crezi tu că ești bun și să tot înjuri. El e acolo. E prezent. Va ieși la iveală.
și îl mai interesează ceva. Corolar, la faptul că n-ai o legătură cu Dumnezeu, îl interesează să ai patimi. Că prin patimi lucrează el foarte eficient. Prin adică beție, prin desfrâu, prin jocuri de noroc, prin dependențe, prin fumat. Dar n-ați văzut ce mai face demonul? Pe lângă faptul că nu deranjează ca oamenii să creadă că ei cred și să facă lucruri de formă și nu îl deranjează, din potrivă îi convine ca oamenii să creadă că nu există drac, îl mai interesează ceva. Și anume să deformeze tot ce înseamnă creștinism. Fac o mică paranteză, sper să o închid repede, despre faptul că în Antichitate erau foarte mulți îndrăciți. Știți de ce? Pentru că oamenii atunci erau idolatri. Zeii și idolii aceia erau practic întrupări ale demonilor. Mântuitorul și vorbește despre Belzebul, o zeitate, un idol, despre care spune că e drac. Și magie. Atunci exista multă magie. Magia e toată neagră, se înțelege. Și bineînțeles că urmau efectele îndrăcirea. Oamenii credeau în idoli și mergeau la vrăjitoare. Astăzi o fi diferit? Închid paranteza, întrebarea e retorică și continui. Și anume, îl mai interesează să deformeze tot ce a lucrat Dumnezeu. Fiți cu luarea minte la un lucru, nu știu dacă v-ați gândit vreodată, la fumat. Spun unii că fumatul nu e un păcat. Adică există și preoți care fumează. Da. Și dacă există preot care fumează, fumatul nu e păcat, care e logica? Există probabil și preoți care fumează. Dar fumatul e un păcat. Ia uitați-vă ce se întâmplă în fumat. Câte degete folosește omul când fumează? Și care sunt degetele? Sunt astea două și cu ăsta? Nu ia țigara așa și nu folosește pe asta pentru scrum, așa cumva să... Trei sunt. Pe astea trei le folosește. Ca să ia ce? Țigara. Seamănă cu lumânarea? Puțin așa. Și acolo are loc o ardere, ies un fum, mă rog. E bun. Și ce face sărmanul om care fumează? Ia țigara, fel de lumânare, imitarea lumânării. Să degeți? O ia cu trei degete. Cum luăm și noi mâna și adunăm cele trei degete acolo și o ducem la frunte pentru a ne închina lui Dumnezeu. Pentru a face semnul crucii de care știm cine fuge. Ei bine, după ce ia omul țigara, repet, deformarea lumânării, o duce la gură. Și trage. Trage adânc. Se duce fumul în interiorul lui. Și apoi îl scoate. Fumul țigării este ceea ce se întâmplă cu fumul, de fapt nu cu fumul, ci cu buna mireasmă a tămâii. Tămâie de care fuge cineva. Dar tămâia aceea simbolizează rugăciunea. Și o simboliza fumul. Opusul rugăciunii. Și anume, starea de apropiere de demon, deci de uitare de Dumnezeu și chiar de, fără să o vrea omul, închinare la altcineva. Căci trage în el. Și cum spunea Părintele Teofil Pârâian, învățătură de la Arsenie Boc, Părintele Arsenie Boca, rugăciunea minții sau a inimii se spune legată de respirație. Când inspiri aerul în piept, zici, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, când dai aerul afară din piept, spui, miluiește-mă pre bine păcătosul. Între respirații zici, Doamne. Asta e învățătura Părintele Arsenie Boca, legată de rugăciunea inimii. Păi nu se întâmplă cu țigara așa? Nu tragi în tine fumul. Ei, așa cum trage acela fumul în el, noi când ne rugăm, tragem în noi prin aer, ce? Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îl tragem în noi și îl ducem, am dorit să intre în inimă. Și apoi dăm afară ce? Miluiește-mă pe mine păcătosul. Cine? El, Iisus, poate să mă miluiască. Introducem în noi prin rugăciune prezența și lucrarea Harului Mântuitor
și prin El dăm afară pe demon. Dăm afară păcatul, care e lucrarea demonului. Poate mai puteți și dumneavoastră continua legat de țigară. Nu uitați, 3 degete se folosesc. O țigară, simbolul lumânării, sau invers, deformarea lumânării, fumul, deformarea mirosului de tămâie și această inspirație, expirație interioară, deformarea rugăciunii. Păi n-a spus Mântuitorul că acest neam de demon este numai cu rugăciune. Păi cel care fumează cum se roagă? Ai putea să te rogi în timp ce fumezi? În timp ce tragi fumul acela? Să zici, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu? Adică e compatibilă rugăciunea cu așa ceva? Nu mai vorbim de miros. Căci există și o legătură. Dacă tămâia este bine mirositoare, fumul de țigară este rău mirositor. Și rămâne reaua asta mirosire hăt. Mult timp. Intră parcă în toate ale omului. Și în haine, dar chiar în pielea lui, în carnea lui, osul lui. Cineva făcea o glumă și spunea așa, mă frate, de ce fumezi? Că eu am văzut când tai porcul, într-adevăr, porcul se afumă, dar acela e mort. Adică după ce îl tai la fum, tu vrei să te afumi de viu? Ce rost are. Și ăsta e un păcat mic. Oprește la împărtășanie un an. Cât? E mult un an? Eu zic, e enorm. Cred că dacă nu m-aș putea împărtăși, nu un an, ci o săptămână, a simți că-s mort. Cum adică? Ce dacă e un an? Sau ce dacă mă împărtășesc? Da, te poți împărtăși că găsești un preot care poate fumează și el și zice că nu-i păcat. Dar nu ești disculpabil că a zis preotul să te împărtășești. Nu scapi. Există o conștiință. Și ar trebui să existe și o conștiință creștină pe care să o fii cultivat. Deci, iubiți credincioși, cred că ați înțeles suficient despre ce vrea diavolul. Dar să încheiem cu ce vrea Dumnezeu. Căci Dumnezeu ne spune clar cum ies demonii și patimile lucrări ale demonilor în oameni. Ies prin rugăciune, prin post, iată, nu cum spun unii că postul este o invenție a popilor. Știți ce înseamnă cuvântul popă? Din păcate are o notă peiorativă, negativă. În Ardeal, dar nu numai, cuvântul popă înseamnă într-un stat stâlp, sprijin, popic. Știți? Hai că știți. De acolo vine cuvântul pop. Din păcate s-a deformat. Dar pop, pop, înseamnă acel stâlp, acel sprijin al satului, al comunității. Când omul dă de necazuri mari, se duce să sprijină pe popic. Pe popă. Ăsta e sensul cuvântului. Corect. Așa ar trebui. Acum s-a deformat. Când spui popă, te gândești la un personaj de evitat. Ceva care trebuie oricum urmat. Te duci de nevoie la el. E bine, rugăciune, post și credință. Crezi tu că pot eu să fac aceasta? Ai tu credința aceasta? Ai tu încredere în mine? Și Tatăl a zis ceva ce ar trebui să, și cu asta închei. Ce ar trebui să facem și noi? Omul nu prea avea credință. Cum n-avem nici noi. E o mare mângâiere această Evanghelie, în special Evanghelia, varianta Marcu. Omul a zis la început, dacă poți, când a auzit pe Mântuitorul, dacă tu poți crede, toate sunt cu putință celui credincios, știți ce a zis? Când l-a văzut așa Mântuitorul și el, omul sincer și necășit, îndurerat, avea copilul acesta atât de bolnav, a strigat cu lacrimi. Crede, Doamne, ajută-ne credinței mele. Este o formulare aparent contradictorie. Omul credea puțin, dar discutând, vorbind cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Iisus Hristos, a început să crească credința în El. Și a simțit că Hristos poate să-i o întărească. Și a zis, cred, Doamne, dar puțin. Ajută-ne credinței mele cele multe.
ca să se întâmple minunea. Și a strigat cu lacrimi, cu alte cuvinte, cu toată ființa lui, din dragoste pentru sărmanul copil, care era chinuit. Și Mântuitorul atunci a făcut minunea. Pentru că a întâlnit credința aceasta, care, vedeți, are o măsură și ea. Crește pe măsură ce omul lucrează. E o împreună lucrare și în credință între om și Dumnezeu. Și când a ajuns precum apa la 100 de grade, atunci se întâmplă minunea așa cum se întâmplă fierberea apei. Altfel nu. A ajuns la 90 de grade apa în recipient, nu fierbe, nu poți face ceaiul. Așa și cu credință, n-a ajuns la 100%, te-a îndoit 1%, nu se întâmplă minunea, nu se întâmplă cu tine minunea, cu mine, cu noi. Adică ce ne dorim de la Dumnezeu. Așadar, multe învățături se pot extrage din această Evanghelie. M-am oprit la această învățătură despre existența demonilor, a duhurilor rele, despre modul cum ele lucrează în lume, astăzi mai abitir, mai șmecher, mai viclean, mult mai rafinată este lucrarea demonilor. Nu se mai zice vrăjitorie. Se mai zice astăzi, dacă te duci la vrăjitoare, știi că te duci la dracu. Oricum ar fi, în final știi. Nu există om care să fi trecut pe acolo și să nu fi simțit după aceea că acolo s-a dus. Dar dacă te duci la radiestezist, dacă te duci la bioenergetician, dacă te duci la cristaloterapie, dacă iei medicamente homeopate, dacă ce știu ce mai faci, s-ar putea să nu știi ce faci. Căci acum diavolul a început să dea unor așa zise îndeletniciri nume pseudoștiințifice ca să nu mai zică oamenii că uite, e vrăjitor. Nu. Nu e bioenergetician. E paranormalist. Da, omul nu e normal, așa e. Și para acela înseamnă dincolo de normal. Para dincolo, lângă normal. Deci să fim cu luarea aminte că sunt foarte multe înșelări. Diavolul s-a perfecționat. Cea mai mare, în schimb, înșelare, și despre aceasta o să vorbim dacă o să fie și întrebări la ora 17, este cea legată de internet. Asta e capodopera lui, bijuteria lui modernă. Ce a imitat aici demonul? Am stat să mă gândesc, el imită tot timpul ceva. V-am spus cum imită la țigară. Găsiți și altele. La băutură. Vă pot și acolo face analogii. La orice pat, la jocuri de noroc. O le luăm pe toate. Să vedeți cum imită cele ale credinței, deformându-le și lăsându-i pe oameni cu amărăciunea prezenței demonului. Ei căutând fericirea. Căutând oricum să se elibereze cumva. Ce spuneam? Despre... Știți ce imită aici? Un cuvânt al Mântuitorului. Dar nu dezvolt acum, vă las. Căutați și veți afla. Bateți și vi se va deschide. Cereți și vi se va da. Mă opresc la bateți și vi se va deschide. Bați la o ușă la intrare. Se deschide larg. Intri pe un coridor. După aia se ramifică. Alte coridoare. Întortocheate. Labirint de coridoare. Te tot duci. Dintr-o ferestruică, într-alta, dintr-alta, într-alta. Și ajungi la un moment dat. Băi, au trecut 2-3 ceasuri. Am stat aici. M-am rătăcit. Ce-i cu mine? Vreau să mă întorc. Nu mai știu cum. Mai ales sărmanii tine. Să zicem că într-un final te întorci. Dar dacă te uiți în oglindă, în oglinda conștiinței sau într-o oglinda unei conștiințe străine, te vezi mutilat. Nu te mai recunoști. Oare sunt eu? Și dacă tot am ajuns așa, n-ar fi bine să mai intru o dată. Uitați-vă cum e la post. Iarăși. Toate reclamele sunt mâncați, gustați. Hamburger, gustați. Shaorma, gustați. Puțin. Să vedeți ce bun e. Gustați și vedeți că bun e Domnul. Zice și aici la strada. Că bun e Domnul. A, gustați. Și zici, bă, nu-mi place mie shaorma. Dar toată lumea vorbește de ea. Ia să gust puțin. Gust puțin. Și-ți place. Dar dacă totuși e bună, mai puțin. Puțin. Și am mai gustat încă puțin din, să zicem,
o mâncare de aceasta la care îi se face reclamă cu mulți bani. Cu foarte mulți bani. Și dacă tot am mâncat puțin și e bună, de ce să nu mănânc mult? Și mănânc mult. Mult și după aia des. Se face om cât Putina. Și să vedeți aici, lucrarea demonică verificabilă. Și aceste firme care îl duc pe om la supradimensionări îngrijorătoare pentru sănătatea lui, în primul rând, tot ei au, atenție, în lanțul lor de firme și magazine, nicio problemă. Vrei să te subțiem? Tot noi o facem. Dar costă. Costă. Uite cât costă. Și îți spune, pentru 2 kg pe lună trebuie să faci asta și asta. Noi avem produse care te ajută să slăbești. Chiar și operații. 50 de kg. 50 le poți da, mi-a spus cineva aici. Imediat le dai jos. Să micșorăm stomacul. Și o să fie stomacul tău atât de mic. Și sărmanul om face și operația aceasta care îi distruge sănătatea după cele mai multe constatări. Și gustă, iarăși gustă din lucrarea demonului. Căci știu pe unul care a dat jos 60 de kg săracul. 60-70 de kg a dat jos și are stomacul mic și mănâncă puțin, dar el nu se satură. Că e învățat creierul lui, e învățat să mănânce mult. Și ca să, cum să fac eu ca aș mânca, am și posibilități, își provoacă voma și iar mănâncă. De 5 ori, ca să poată să acopere ce mânca odată. Deci, iată ce face. Mănâncă, frate, mănâncă și apoi noi te slăbim, te subțiem, te facem așa cum erai înainte. Deci, multe se pot vorbi despre lucrările demonului, dar oamenii de astăzi, repet, îl ignoră, asta și vrea el, demonul. Să ascultăm de Mântuitorul Iisus Hristos care ne spune că există demoni, că demonii aceștia sunt îngeri căzuți, că ei pot fi biruiți doar prin legătura cu Dumnezeu, aceea autentică, prin harul Lui, prin post, prin rugăciune și prin credință puternică. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să le trăim pe acestea, ca să biruim răul din noi, gustând binele și zicând și noi, precum la strană, gustați și vedeți că bun este Domnul, spre slava Lui și mântuirea noastră. Amin. Așa, două anunțuri scurte și acum, de final, la ora 5, dacă puteți și dacă vreți și dacă credeți că vă e de folos, veniți și vedeți. Veniți și gustați. O să vorbim, o să ne ajute Bunul Dumnezeu, sunt sigur, să vorbim și să trăim în duh creștin despre, o să vorbim despre sminteală. O să am și o surpriză pentru dumneavoastră, sper eu, mai ales plăcută, se înțelege, pentru părinți mai ales, dar și pentru tineri. Deci la ora 5, iar vineri, nu vineri, sâmbătă, ba vineri, pe 14 seara, priveghere, adormirea Maicii Domnului, propot și aici, la catedrală, unde simțiți dumneavoastră că vă puteți ruga și o puteți cinsti pe Maica Domnului mai bine. Până atunci, veniți la miruit. Nu uitați că vă numiți mireni, pentru că veniți la miruit. Nu știu dacă v-ați gândit și la asta. Nu v-ați gândit. Mirean vine la faptul că am primit Sfântul și Marele Mir, preoția universală, după botez. De asemenea, noi ne numim clerici. Da? Pentru că am primit hirotonia. Dar de acolo vine cuvântul mirean. Nu-i corect laic. Asta vine din limba greacă, din Laos, popor. Poporul lui Dumnezeu, putem și așa gândi, da? De aici vine cuvântul mirean. Dacă nu ați fost joi am făcut referire la două cărți, cei care ați fost știți și ceilalți nu. Poate mai vorbim la 5 despre ele, e vorba despre două cărți scrise de un jurnalist de excepție, un profesor de jurnalism, Cornel Constantin Ciomâzgă. Prima carte se numește... Cum? Lucrarea. Vedeți că ați rezit? Și a doua? Se întorc morții acasă. Fac o rectificare. Acel Petre, despre care v-am vorbit, cel care
a înviat într-un fel din morți, a intrat în moarte clinică și după 21 de zile și-a revenit dintr-un cavou, a fost, cum a spus, colonel de securitate, ofițer de securitate, a fost un anchetator, un călău cumplit. Omul acesta, prin lucrarea lui Dumnezeu, se întoarce după 21 de zile, s-a necat cu un os de pește, v-am povestit, dar pot să reiau la ora 5, la ora 17, și când, practic, dorește să se înscrie din nou în evidențele populației, nu mai poate, că la primărie, la înregistrări acolo l-au trimis la biserică să-ți dea cineva de la biserică un certificat cum că ți-ai revenit la viață. La biserică a spus, noi nu avem legi care să spună că cineva a înviat din morți. Nu putem. Și atunci omul se tot plimba de colo-colo și la un moment dat a ajuns într-un metrou. La gura metroului a fost auzit de acest jurnalist curios, cum sunt jurnaliștii, că zice acolo ceva, bombă de ceva, în timp ce parcă se târa pe scările la ieșire din metrou. Și bombănea următoarele. Eu acolo am spus ceva și n-am fost prea exact. Și așa, ei, dacă ați venit voi, dacă ați venit voi, de unde vin eu, puișorilor, n-ați mai fugi așa. Eu am zis acolo, dacă ați ști. Deci dacă ați venit voi, de unde vin eu, puișorilor, n-ați mai fugi așa. Adică el venea din moarte, moarte clinică, 21 de zile. Știți ce l-a salvat? Ia să vedem dacă mai... Dacă sunteți creștini autentici, trebuie să știți. Printre altele l-a salvat faptul că la morți se pune aici pe piept usturat toracică, ulei amestecat cu vin. Cum se numește? Se pune acolo această soluție amestec. Așa, cum se numește? Paos. Ați auzit de repausat? Paos. Toate au o semnificație, eu însuși le descoper în timp. Paos. Și acesta i-a ținut pieptul și corpul, i-a ținut să nu se deshidrateze, știți? 21 de zile a stat acolo, mai vorbim despre el. Până atunci, pregătiți-vă întrebările, după ce vă veți fi odihnit, mai mult decât acum, nu, dar altfel decât acum, în biserică. Doamne!